Bună ziua, distinse domnule Vișniec, distinse doamnă profesoară, distinși mai tineri colegi și dragi prieteni care ați venit să întâmpinați această carte a lui Matei Vișniec, acest roman, această nouă apologie pentru uman, aș spune, și nu pentru umanism, care se desprinde din un secol de ceață. Contextul în care eu vă vorbesc ne aduce cumva aminte de pandemia de care tocmai ne-am despărțit, în sensul în care, vedeți, vocea și figura mea sunt mediate, pentru că, din binecuvântate pricini, nu am mai putut să rămân alături de voi. Totuși, vedeți, distanța dintre noi și masca pe care eu trebuie să o folosesc cu ajutorul tehnicii pentru a vă vorbi la această foarte frumoasă lansare sunt, într-un fel, potrivite, în sensul în care ele corespund și felului în care funcționează o operă literară, în care, nu-i așa, conștiința autorului este obligată să folosească, pentru a acoperi distanța dintre acesta și cititori, măști, respectiv cuvinte care se interpun. Trebuie să-mi fac încă de la început autocritica și încă o dată mă adecvez substanței și etosului acestei cărți. O să vedeți în câteva clipe de ce. În primul rând, în clipa în care eu vă vorbesc, am acoperit circa 700 din cele aproape 900 de pagini ale acestei monumentale cărți. De aceea vă atrag atenția asupra intervențiilor care urmează. Tocmai fiindcă eu vorbesc în numele a 85-90% din proporția acestui volum pe care am reușit să o acopăr, trebuie să fiu colegial și să vă provoc și să vă invit să fiți foarte atenți și să le acordați răbdarea și timpul celor care vor vorbi după mine. Totuși, în clipa în care voi mă ascultați, eu am consumat deja integral acest roman, adică în această frumoasă dimineață de sâmbătă în care eu mă aflu undeva în Moldova, din care provine Matei Vișniec, la Piatra Neamț, nu foarte departe de Rădăuții din Suceava domniei sale, și atunci mă înscriu prin această recuperare în comunitatea, să zicem, integraliștilor, cititorilor integraliști ai acestui roman. Este o disparitate temporală între clipa în care eu vă vorbesc, în care eu vorbesc, și clipa în care dumneavoastră mă ascultați, și de această dată sau și în acest fel mă adaptez sau mă acomodez acestei cărți, pentru că ea funcționează, are la bază o schemă a disparității temporale. În ce sens? În sensul în care acțiunea ei și întreaga anamneză, rememorare pe care și le propune autorul se desfășoară între primul război mondial și pandemia de coronavirus. Pe falia dintre începutul secolului 20 și începutul secolului 21 se situează acest roman indirect, l-aș numi, folosind sintagma deja consacrată de Mircea Eliade. Știm că în introducere la Șantier, Eliade propunea această expresie pentru a defini un tip, să spunem, ciudat, atipic de roman în care literatura fuzionează cu biografia, în care ficționalul intră în conjuncție cu imaginarul. Aș folosi și termenul lui Petre Țuțea, și anume de la noțiunea de teatru seminar, plecând de la această noțiune forjată de acest intelectual român, aș utiliza și v-aș propune noțiunea de roman seminar, pentru că, fără să fie doar o ficțiune sau dincolo, departe de a fi doar o ficțiune pe teme, sigur, atractive, dar și dureroase, această carte este și o problematizare. Nu are doar teme, cu alte cuvinte, are și probleme. Expresiile pe care le propun, roman seminar, respectiv roman indirect, sunt necesare tocmai datorită caracterului ambivalent și chiar mai mult decât ambivalent, plurivalent, datorită caracterului, spuneam, de anticipitate și de mobilitate al acestei cărți. Am făcut trimitere deja la romanul indirect Șantier al lui Mircea Eliade. Ei bine, Un secol de ceață al lui Matei Vișniec evocă șantierul istoriei. Este acest secol de singurătate, ca să trimit și la un veac de singurătate al lui Gabriel García Márquez, la capătul cărui secol de singurătate sau de ceață, o conștiință lucidă, critică, ironică, melancolică adesea, ca și un Aureliano Buendia, încearcă să clarifice posibilitatea sau condițiile de posibilitate ale cataclismului care l-a reprezentat secolul 20. Deci această carte face rechizitorul moral al unui astfel de secol. Este imposibil de rezumat această carte. Este
poate premisa cu care trebuie să debuteze lansarea de astăzi, pentru că, așa cum am avut deja ocazia să spun, este un roman amplu și în același timp atipic. Este amplu ca întindere, este amplu din punctul de vedere al conținutului narrativ, este și atipic datorită fuzionării genurilor, a tehnicilor, a registrelor, a stilurilor. Autorul folosește interviul, folosește documentarul, docudrama, reportajul, interviul, biografia, epistolarul, bineînțeles, narațiunea, fiindcă e vorba de un roman. Totodată fuzionează și perspectivele temporale sau spațiale. Este o operă care se întinde, se concentrează asupra timpului prezent, dar și asupra istoriei, de la începutul secolului 20 până în epoca recentă, dar care, o operă care se concentrează și asupra unor largi spații sau areale culturale și ideologice, spațiul românesc, spațiul rusesc, tot gulagul comunist sau spațiul francez contemporan. Este deci un roman caleidoscopic, un roman polifonic în egală măsură, cu foarte multe digresiuni, cu multe tipuri umane, cu foarte multe situații și care glisează sau în care perspectiva sau discursul autorului glisează în mod constant între oniric, fantastic și real, chiar istoric. Se pot totuși, în ciuda dificultății de a fixa această operă, de a o rezuma, se pot stabili, se pot preciza mizele. Și nu-mi propun altceva acum, mizele sau și tezele pe care le enunță morale în special sau pe care le sugerează autorul cu destulă claritate totuși, precum și unele aspecte definitorii. Ceea ce îmi revine mie este cumva să folosesc doar un diapazon pentru mai tinerii colegi care știu și pentru doamna profesoară care știu că vor vorbi după mine. Citez din Matei Vijniec, din Un secol de ceață. Ceea ce caut eu scriind acest roman se află ascuns probabil și în anii copilăriei. Da, pentru că ultima pagină a acestei opere folosește schema eternei reîntoarceri. Mama și școala din copilărie reprezintă cele două centre sau repere ale întoarcerii la un timp din care se poate rederula istoria pentru a fi înțeleasă. Citesc din nou. Cititorul acestei cărți a înțeles de mult că se află în fața unui puzzle literar și că lui revine misiunea de a construi întregul. Și evoc aici sau vă trimit la geometria variabilă, o sintagmă ce se folosea foarte mult în textualism, în acel tip de experimentalism literar de după 68 în Europa, la anilor 80 în cultura română, din care provine și tânărul scriitor Matei Vișniec. Citez încă o dată, această operă oferă, și acum vine citatul, autopsia unei operațiuni de distrugere umană irreversibilă. Cu alte cuvinte, ceea ce își propune aici autorul este o investigație epică a, citez iarăși din el, violenței idioate, care a martirizat practic tot globul în secolul de ceață, care a fost secolul 20, și mi-amintesc de propunerea lui Neagu Giuvara de a vorbi cu privire la secolul 20 de lungul război, care a început în 1914 și care s-a sfârșit abia în 1989. Și s-ar putea ca ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina să fie una dintre consecințele neîncheierii clare a acestui lung război în 1989-90-91 cu prăbușirea Uniunii Sovietice. Sigur, această expresie, lungul secol, lungul război pe care o folosește Neagu Giuvara și care e potrivită pentru înțelegerea acestui roman, provine dintr-o altă expresie și anume lungul secol 19, pe care l-a folosit școala critică în secolul anterior pentru a se referi la toată evoluția care începe cu congresul de la Paris și care ajunge până de la Viena, mă scuzați, din 1800, de după căderea lui Napoleon și care congres de la Viena a stabilit premisele foarte îndepărtate adevărat, dar reale și active ale dramelor petrecute la începutul secolului 20. Practic, ceea ce își propune autorul și citatele anterioare, tot pe care le-am oferit, sunt toate din roman. Este o întoarcere la momentul acela în care conștiința autorială a luat naștere în copilărie, în scopul unei anamneze, în scopul unei rememorări și în același timp al unei analize, într-un discurs care îmbracă, este adevărat, haina romanului, haina literaturii, haina artei, sub care haină însă trebuie să știți asta, se scurge sângele istoriei și este sânge viu, sânge concret, suferința a zeci de milioane de oameni și drama a tot atâtea conștiințe martirizate în acest lung secol.
Această carte, îmi place să spun, este un raport final asupra dictaturii comuniste. Folosesc sintagma din raportul Tismăneanu, dar, desigur, este un raport literar, un raport artistic. Însă, nu doar asupra raport asupra dictaturii comuniste în România, nu doar în România, nu e vorba doar de dictatura comunistă, fiindcă sunt urmărite și alte dictaturi, și nu doar secolul 20, fiindcă romanul urmărește, ajunge până la consecințele ideologiilor care se subîntind la începutul secolului 21, în special în Franța. O să spun două cuvinte și despre asta în curând. Să nu uităm că Matei Vișniec este absolvent de filosofie. Să nu uităm că face analiză politică la BBC și la RFI de foarte mult timp, de câteva decenii. Ca și Vladimir Tismăneanu, la care deja m-am referit și care a scris o carte, Diavolul în istorie, nu-i aparține sintagma, dar a consacrat-o în bibliografia de limbă română, Matei Vișniec urmărește la rândul lui, aș spune, luciferismul din inima ideologiilor. Una dintre concluziile acestei cărți, explicită, este că diavolul are un frate geamăn, citez din roman. Mai precis, contra polarizărilor ideologice, aici, în această carte, se afirmă un adevăr, unul singur, un adevăr etic. Adică, autorul apelează la un monism moral împotriva polarizărilor ideologice. Mă explic. Rațiunea morală este aceea care condamnă rațiunea ideologică în acest roman, pentru că rațiunea morală impune un adevăr, și anume acela că ideologiile sunt toate potențial criminale, toate, indiferent de spectrul politic în care ele se situează. Și această afirmație a rațiunii morale împotriva, se face împotriva rațiunii ideologice, care pretinde întotdeauna că doar cei din tabăra opusă, din celălalt spectru politic, s-au manifestat criminal. Termenul, sintagma pe care, la care am făcut trimitere, diavolul în istorie, nu este deloc întâmplătoare și ea are un caracter explicativ pentru această carte, pentru că multe dintre paginile ei sunt redactate în cel puțin vecinătatea luciferismului și a literaturii faustice, a temei, a faustianismului. În ce sens? Portretul lui Dorian Gray, al lui Oscar Wilde, se regăsește aici, frumos metamorfozat sub ideea portretului lui Stalin, care este viu, activ, vorbitor. Muntele Vrăjit, al lui Thomas Mann, există, o să vedeți în roman, și la Matei Vișniec, precum la autorul german, un spațiu acolo al unui azil în care nebunii sunt cei care adesea vorbesc limba adevărului. Maestrul și Margareta lui Bulgakov este un titlu care trebuie și el citat. Chiar diavolul transformat în pisică apare ca o sugestie fină și în romanul lui Matei Vișniec. Poate ar trebui să facem trimitere și la realismul magic din Un veac de singurătate a lui Gabriel García Márquez, pentru că există cel puțin, dacă nu neapărat tema faustianismului pe care aș apropia-o de țiganul Melchiade din romanul sud-american, există un Macondo al lui Matei Vișniec. Și acest Macondo este satul de huțuli, cumva atemporal, sau nu cumva, ci realmente atemporal, anistoric, și care reușește să, în care un poet, imaginea de sine autorului, reușește să se exileze din fața istoriei. Practic, acest roman este o trepanație în capul dictaturilor și al dictatorilor, în scopul de a scoate de acolo piatra nu filozofală, ci filozofal-nebunozofală, cum se exprimă Matei Vișniec într-o piesă de teatru absolut splendidă, care este Regele Bufonul și Domnii Șobolani. Ambiția este acestei alchimii a ideologiilor, care urmăresc cu ajutorul pietrei filozofale-nebunozofale să transfigureze realitatea, ambiția acestor ideologii este să transforme istoria prin putere, sub pretextul unei lupte legitime pentru instaurarea paradisului pe pământ. Ce rezultă în urma acestei trepanații, pe care o face chiar un personaj în această carte, un intelectual francez bântuit de fantasma comunismului, pentru a vedea ce se află în creierul lui. Ce rezultă din această trepanație pe care o realizează autorul aici? Sau, să spunem, naratorul, ca să ne conformăm clișeelor de școală. Rezultă psihologia contradictorie, derizorie și rudimentară a utopiilor, a ideologiilor, a dictaturilor și a dictatorilor în același timp și a adepților lor.
rezultă apoi peisajul delabrat al unei lumi produse de, citesc, timpul otrăvit. Este o sintagmă regăsită în această carte, timpul otrăvit, prin care îmi permit să spun că Matei Vișniec participă, contribuie la o anumită istorie, la o anumită carieră a unei teme din literatura română. Ne amintim, nu, de Marin Preda și de timpul care nu are răbdare cu oamenii din Moromeții, pentru că acolo acest timp nerăbdător distruge țărănimea, care este clasa autentică, socială și morală în același timp, autentic românească, genuină, aș spune românească, în sensul în care este originară. Poporul român s-a născut în condiții de natură și mai puțin de cultură și în condiții de ruralitate mai degrabă decât de urbanitate. Ei bine, clasa socială și morală a țărănimii este distrusă, cel puțin în primul volum al Moromeților, de burghezia speculantă, iar în al doilea volum de socialismul comunist. Contribuie la această idee noțiunea timpului otrăvit folosită de Matei Vișniec și nu numai noțiunea, ci categoria timpului otrăvit pe care o dezvoltă, urmărește în acest roman. Citez din roman: istoria trecea des cu bocanci plin de noroi peste sufletele oamenilor, dar uneori se așeza și la pândă, să-i observe cât de fragili erau în fața necunoscutului. Este istoria ca stihie, totodată criminală și ironică, adică demonică. Romanul are două părți. Minodora pleacă de la biografia autorului, respectiv, răul are întotdeauna un frate geamă și pleacă de la istorie. Deci autorul folosește și biografia și istoria pentru a privi unde în portretele și autoportretele eroilor cunoscuți sau anonimi ai istoriei, pentru a înțelege și pentru a mărturisi în același timp, pentru a lăsa o mărturisire. Citesc din roman: dacă vrem să știm cine suntem cu adevărat, trebuie să ne privim cu atenție în toate aceste autoportrete. Ele sunt niște oglinzi adânci, dar sunt și niște ferestre magice, iar prin ele putem privi lumea. Autoportretul fiecăruia dintre noi este o fereastră spre ceilalți, să ne așezăm deci la aceste ferestre și nu vom fi niciodată singuri. Practic, ceea ce își propune este lectura unei istorii afectate și dezafectate, respectiv analiza și interpretarea datelor care rezultă de aici. Ce observă, printre altele, eu rezum foarte mult, de pildă incompatibilitatea comunismului cu limba liberă, limba română, limba naturală, în toată poeticitatea ei. De aici obsesia de crearea unei limbi noi. Este limba de lemn a partidului, despre care a vorbit și a scris și în 1984 un alt autor celebru. Incompatibilitatea comunismului și, în general, a dictaturilor cu ideea de Dumnezeu, în toată libertatea ei. Incompatibilitatea comunismului cu proprietatea privată, în toată demnitatea ei. Toate acestea au, din perspectiva totalitarismului, un caracter reacționar, un caracter contrarevoluționar. Din perspectiva, adică, acestui ideal de făurire a unui om nou. Iar vocea care narează propune o plimbare, folosiți dumneavoastră ghilimelele, între lungile decenii de aplauze, citez din roman, și secolul sângeros pe care l-au desenat aceste decenii de aplauze. Un secol sângeros. Vă amintesc răspunsul lui Nichita Stănescu la acea interpelare: ce părere ai, poete, despre toți, știți, distihul, nu, eminescian, de la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa. Și răspunsul lui Nichita Stănescu a fost: de la Tisa până la Nistru am trăit un veac sinistru. Practic, ororile războaielor mondiale sunt urmărite în această carte, epurările staliniste, deportările la canal, reeducarea de la Pitești, crimele comunismului mondial, de la Mao la Fidel Castro și de la Pol Pot la Ceaușescu, Shoah-ul și antisemitismul și dramele pe care le-a produs această ideologie, respectiv noile stângisme care bântuie Occidentul de după al doilea război mondial și până astăzi. Este practic în filigran văzut caracterul de iluzie și de autoiluzionare al mesianismelor, al utopiilor, al mesianismelor ideologice,
care mesianisme ideologice sunt fundamentul logic și afectiv, energetic, care hrănește cu energia sa dictaturile și totalitarismele. Acest roman, și cu asta închei, se poziționează împotriva simplificărilor criminale, împotriva acelor reducționisme la care ele, dictaturile, apelează în primul rând pentru a scuza, pentru a legitima crimele. Iată o serie de întrebări care mi se pare că se află într-un mod dolorific în centrul acestei cărți și care dau mărturie despre subtilitatea etică la care, la apogeul creației sale, ajunge conștiința autorului pe care îl întâmpinăm astăzi și pe care l-am omagiat aseară la Teatrul Elvira Godianu din Târgu Jiu. Citez: cine a omorât cu ură, dar apoi a fost rușine de ceea ce a făcut? Cine a omorât fără ură și apoi nu a fost niciodată rușine de ceea ce a făcut? Cine a omorât cu ură și după comiterea faptei a simțit cum ura îi se evaporează imediat din suflet? Cine a omorât fără ură, dar a simțit apoi că fapta sa va fi un păcat pe care nu și-l va putea ierta niciodată? Cine a omorât pentru că a crezut că acest lucru este creștinesc? Cine a omorât pentru că a crezut și apoi cine a omorât și apoi s-a dus să se spovedească imediat? Cine a omorât din ură și ar fi capabil și azi să omoare din ură? Cine a omorât doar pentru că și alții omorau? Cine a omorât numai ca să vadă cum e când omori? Cine a omorât nevăzut de nimeni și după aceea a negat toată viața că ar fi omorât? Cine a omorât din ură, i-a trecut apoi ura, dar a trăit toată viața cu un fel de ură de sine? Cine a omorât fără ură, doar pentru a pune mâna pe niște bunuri? Cine a omorât fără ură, dar convins că își face datoria față de patrie? Este printre noi cineva care și-a omorât chiar vecinul? Cine a omorât, dar a fost atent ca oamenii omorâți să nu fie evrei de pe strada lui? Cine nu a omorât cu mâinile lui, dar a îndemnat pe alții să omoare? Cine nu a omorât, dar s-a uitat cu satisfacție la alții în timp ce omorau? Cine a omorât doar în timpul nopții și apoi s-a ascuns în casă și nu a mai ieșit până când nu s-a terminat pogromul? Cine s-a mulțumit doar să lovească fără să omoare? Cine s-a mulțumit doar să scuipe fără să lovească? Iată spectrul etic în care integrează toate posibilele agresiuni care au fost comise în acest lung secol de ceață în numele ideologiilor și al acestor mesianisme care promiteau paradisul pe pământ. Iată nuanța infinită în care curcubeul, aș spune, etic, în care Matei Vișniecă introduce rechizitorul său la adresa acestor ideologii. O opoziție, pentru a încheia, o opoziție găsesc elocventă în această carte, în acest roman, o opoziție pe care autorul o exprimă, care naratorul, mă iertați, o exprimă, și anume opoziția, dacă nu cumva asemănarea, similitudinea dintre retorica luminii adoptată de Partidul Comunist, vedeți de pildă ziarul Scânteia, sau în lumina materialismului dialectic și celelalte clișee care folosesc lumina, sigur, probabil de la iluminism încoace, dar observă naratorul asocierea dintre retorica luminii folosită de partid și poate lumina învierii, lumina învierii lui Hristos. Unul din personajele candide al acestei cărți seamănă poate puțin cu Candid nu al lui Voltaire, ci al lui Ide Sârbu din Adio Europa. Unul din aceste personaje își ridică această problemă. Dacă nu cumva s-a inspirat partidul din învierea pe care biserica o celebrează în fiecare an, în noaptea de Paște, și în sub ale cărei lumini și auspicii noi încă ne aflăm până la înălțare. Stalin n-a murit și o completez acum această ambivalență dintre lumina rațiunii pretinsă de partid și făclii revoluționare și lumina învierii lui Hristos, o completez apelând la alte imagini din acest roman. Stalin n-a murit. Este refrenul pe care îl intonează personajele obsedate de stalinism în această carte la moartea dictatorului. Stalin n-a murit. Ei bine, aș opune acestei afirmații plecând de la Candida, întrebare a personajului pe care l-am evocat din romanul lui Vișniec. I-aș opune: Hristos a înviat. Între Stalin a murit și Hristos a înviat se subîntind nuanțele acestui curcubeu etic pe care Matei Vișniec, fără să teologizeze această meditație, pe care Matei Vișniec ni le propune. Vă mulțumesc foarte mult, îl felicit pe autor pentru faptul că, repet, la apogeul carierei sale își împlinește
arta pe care o jocul cu mărgele de sticlă pe care îl face cu atâta, cu atâta virtuozitate de atâtea decenii, își împlinește această artă într-o manieră exemplară, și anume acea manieră în care, până la urmă, arta se încheie într-o concluzie etică, în sensul, vedeți, în care se ajunge ca sub penița marilor scriitori, nu arta să imite viața, ci viața să începe să imite arta.